Salutare, Normis, numele meu este Azora și bine am revenit pe Inim de Fier 4, războiul rece. Și fix când vreau să fac un videoclip despre acest mod, ei, ce să vezi, originalul mod cu războiul rece, deoarece acum sunt două și a primit update după 18 luni. Intru să văd pe mod care treaba, adică nu pe ăsta care vedeți voi aici, și o grămadă de mecanici pe acolo. Am înțeles eu că de care treaba cu fiecare, dar mai am nevoie de niște ore de gameplay ca să-mi dau seama ce pot să fac mai exact. Până atunci o să stăm pe modul ăsta, deoarece se mișcă și mult mai ușor și nu are portrete dubioase. Deoarece modul se află în Alpha, avem doar două opțiuni, și anume Statele Unite și Uniunea Sovietică. Și cum de în seria trecută n-aș juca cu Uniunea Sovietică, bineînțeles aici ne ducem cu Statele Unite. Și cam așa arată lumea după al doilea război mondial. Austria și Germania nu există momentan. Corea la fel împărțită între mine și Statele Unite și avem și un mega război civil în China, care trebuie să ne ocupăm mai târziu noi. Și mecanica mea preferată, și anume Națiunile Unite, unde o să avem tot felul de voturi interesante pe aici. Ia să vă prezint și Focus Trio, unde mai multe națiuni o să depindă de mine, cum ar fi Germania, unde decidem dacă vrem să fie unificată, asta depinzând și de Uniunea Sovietică, ori facem o Germania de vest. La fel și în cazul națiunilor asiatice, aici putem să intervenim în China și aici cu politica internă. O mecanică interesantă care au implementat cei din acest mod, adică developerii, este că focusul se schimbă după o anumită perioadă de timp, în cazul nostru după 4 ani. Doar că mecanica asta până acum s-a implementat pentru Uniunea Sovietică. Deci noi cam terminăm tot focusul prin anii 50, cam așa. Și nu se schimbă. Asta rămâne așa. Deoarece modul în alfa și lucru. Și deoarece tot în alfa, da, nu avem research slot-uri. Și dacă vă întrebați de ce nu mergeți să jucați cu celelalte națiuni, ei bine, prin simplu motiv că nu au content. Ah, da, să nu uităm și de National Spirit, care este victorios în al doilea război mondial și primim destul de multe debuff-uri și spaima roșie. Ia să ne asigurăm că guvernul național câștigă prin a le oferi armament. Unde ești tu? Aici? Ia luați voi niște carabine la mișto. Perfect. Ia să vedem ce ne facem mai departe cu China, deoarece avem două opțiuni. Ori putem să intervenim în război civil și chiar putem să ne folosim și de Națiunile Unite, ori avem planul pentru două chini. Ce da sună două chini? Și ea n-ar fi rău să vedem cum va ieși asta în Consiliu. Și de asemenea să fim și atenți ce țări se află în Consiliu, deoarece sunt cele 5 țări permanente. Dar sunt și câteva care se schimbă odată la, nu știu, 2 ani, habar am, nu știu câți ani durea să te afli în Consiliu Națiunilor Unite. Și vedem că avem și state care se află în sfera de influență a Uniunii Sovietice, care de fiecare dată o să voteze împotriva noastră. Dar avem și state care votează pentru noi, cum ar fi Mexicul, deoarece se află în sfera noastră de influență, Costa Rica, Noua Zeelandă și bineînțeles Franța și Marea Britanie. Și de asemenea de să ne asigurăm că statele din sfera mea de influență o să și voteze pentru mine. Și n-ar fi rău să facem și CIA-ul pe aici, deoarece n-ar fi rău să pregătim și niște lovituri de stat, mai ales în țările din sfera mea de influență neloiale. Gata cu focusul și acum am primit un apel de la Consiliu în care trebuie să votăm și bineînțeles noi suportăm. Care avem cu verde, China nu poate să voteze deoarece e despre ea, deci e exclusă. Și acum să vedem celelalte națiuni ce vor vota. Vai, nu cred, Uniunea Sovietică mi-a acceptat chestia. De obicei mă așteptam să refuze, în fine, și asta înseamnă că China o să fie divizată în două statulețe. Bine, mai avem câteva zile, dar deja e clar. Firar, lasă că o să impune niște sancțiuni împotriva ta. Serios, trebuie să votezi și asta în Consiliu? Firar, nici măcar nu mă las să votez. Stai că și China Naționalistă a refuzat planul ăsta, doar că pe ăștia nu-i sancționăm, deoarece trebuie să ne asigurăm că poți să câștigi războiul. Fiu, la limita și asta. Ok, China comunistă n-a trebuit să mai aibă voie să facă negoți cu țările din Națiunile Unite. Bine, cu țările din Națiunile Unite care au votat pentru chestia asta, ăștia în continuare să facă negoți cu Uniunea Sovietică. Am primit și evenimentul și acum China a primit chestia asta de aici.
Asta nu e bine, deoarece Filipine era în sfera mea de influență. Se pare că va trebui să trimitem și voluntari acum. Gata, mi-au ajuns voluntari în Filipine și acum e timpul să scăpăm de Republica Populară din Filipine. Stai că avem un nou apel de la Consiliu în care trebuie să decidem aici soarta Indoneziei, să devină, bineînțeles, membru Națiunile Unite și noi bineînțeles că suportăm, deși poate olandezilor nu o să le placă asta, dar hei, vreau să fiu indonezian în sfera mea de influență. Atât a fost cu Republica Populară și acum trebuie să votăm la Consiliu ca Filipine să devină odată membru permanent în Națiunile Unite, deoarece doar parțial e cunoscută țara. A, da, și acum o să urmeze o perioadă destul de haotică pentru India. Da, și acum trebuie să le cerem trupelor britanice și sovietice să se retragă de pe Iran și avem focusul potrivit chiar aici. Ia să vedem cine trebuie să se care primul și hai să începem cu Marea Britanie. Deoarece dacă văd sovieticii că se trag britanici, primii după aia o să se retragă și ei în curând. Ok, mult noroc cu asta. Cu siguranță nu o să fie și o problemă pentru noi peste 10 ani. Hai că am avut și monarhie în România și acum trebuie să-l avem pe tovarășul Gheorghe Deș la putere. Parcă miroase ceva putred în Turcia și nu e bine deloc. Trebuie să intervenim în curând și următorul focus va fi acesta. Până atunci, ia să pun agenții din CIA să intervină în alegeri. Fie rar, Uniunea Sovietică are pus să se retragă și acum de să facem un vot în Consiliu. Haha, și ăștia știu că n-au voie să voteze. Și n-ar fi rău să facem și planul Marshall, numai că o singură problemă, de să facem niște schimbări în guvern. Așa, și acum trebuie să meargă focusul. A, da, și după ce termin cu planul Marshall, să nu uit să liberez și eu Corea. Hai că Uniunea Sovietică s-a retras din Iran, dar acum avem un nou vot de pentru ce anume. Și aici trebuie să decidem soarta țărilor ce au făcut parte din axă. De exemplu, Germania pierde o grămadă de claimuri, Italia la fel. Azi în Finlanda aceeași chestie, Ungaria aceeași poveste. A, ok, Nord Transilvania la România, România totuși pierde claimul pe Basarabia și pe Dobrogea de Sud și Bulgaria sărace cu un teritoriu. De fapt nu, stai că pierde claim pe astea. În fine. Gata și cu tratatul de pace și acum multe țări și apoi multe claimuri. Gata și cu planul Marshall și uite ne-a apărut și o chestie aici sus cu lista de țări pe care putem să le invităm. A, dar uite și aici butonul pe care a trebuit să-l apăsăm ca să invităm țările și cred că maxim 5 putem după cum scrie acolo. Ok, deci Marea Britanie, Franța, Italia, Turcia și parcă Grecia. Și încet cu încetul dispar aproape toate monarhiile din estul Europei. Bă, dar ăștia mereu mi-au înainte. A, da, și China pare să fie o cauză pierdută acum. Stai că am primit mai multe evenimente dintr-o dată. Mai întâi am eliberat Corea și mai avem și blocada din Berlin. Și acum orașul are național spiritul respectiv. Dar până vedem care treaba cu Berlinul, n-ar fi rău să intervenim în războiul civil din Grecia acum. Ok, stai că am prins și un eveniment în legătură cu blocada respectivă și, bineînțeles, nu putem să lăsăm să cadă Berlinul în mâinile sovieticilor. Și acum avem și o decizie în care, bineînțeles, venim cu avioanele să le aducem mâncare și trebuie să avem grijă să... De fapt, ia date tu deja, să apăs pe oraș. Să avem grijă ca orașul să n-aibă o influență comunistă de peste 50%, deoarece Berlinul o să intre sub administrația Germaniei de Est. Și acum putem să intervenim și în războiul civil din Grecia. Ia să le trimitem aici puțin ajutor. Și bineînțeles să nu uităm și de voluntari. A, da, și acum a apărut planul Marshall, versiunea sovietică, dar cum îi zicea în română, parcă Caer, nu? Da, Caer. Interesant că și planul Caer are propria sa mecanică, care cred că e la fel ca la planul Marshall. Hai că a prins să ne însărcăm în trupele iugoslave din Grecia și a trebuit ca statul, cum te numești tu, Armata Democrată Greacă, să capituleze în curând. Gata, Grecia e securizată. Da, parcă n-ar fi rău să eliberăm Germania cât mai repede posibil. Stai că avem noi membri în Consiliu, deci cam 2 ani, cam așa durează să stai. Și acum a venit decizia finală. Ori facem Germania de vest, care să fie sub influența noastră,
Ori o Germanie neutră unificată. Și hai să vedem ce va ieși și din chestia asta. China comunistă a câștigat război civil. Bine, nu l-a câștigat, deoarece Taiwanul se află sub controlul Republicii Chineze. Și n-ar fi rost să le garantezi și independența în caz de Mao Zedong se gândește să invadeze insula. Se pare că trebuie să intervenim din nou în Asia. Din păcate nu o să avem o Germanie unificată, dar trebuie să avem o Germania sub influența noastră. Ia că am și câștigat orașul Berlin, da, o să-l dăm înapoi Germaniei de vest. Unde ești tu, butonule? Aici? Așa, a, da, am uitat că Japonia se află în continuare sub ocupația noastră. Ia să scăpăm și de acest stres. Și am ajuns în minunatul an, adică 1950, unde cam aici se oprește și contentul pentru acest mod. După cum se poate observa, nu prea am mai lucru de făcut. Doar să fac rost niște claimuri pe insulele, de fapt pe insula Bermude, doar că nu o să fac asta, să intervin în alegerile din Franța și cam atâta. Și după cum v-am promis, să joc și cu România în războiul rece, dar nu pe acest mod deoarece se află în Alpha, ci pe celălalt care și-a luat update și anume războiul rece Cortina de Fier, dar vreau să mă mai învăț puțin cu el. Da, cel mai probabil următorul videoclip va fi cu România în războiul rece și o să ne jucăm cu regimul lui Gheorghe Gheorghiu Deș. Până atunci, eu am fost Zorax, ne vedem data viitoare, salut!